Gara din Orșova a fost luată cu asalt zilele acestea de turiștii cehi veniți să participe la festivalul Banat organizat în satul Eibântal. După mai bine de 10 ore petrecute în tren, turiștii au fost nerăbdători să asculte muzică, să mănânce și să petreacă la festivalul comunității cehe. Petrecerea va ține până la sfârșitul săptămânii. În fiecare an, mii de cehi vin în satul mehedințean Eibântal, la festivalul Banat, unde sunt invitați muzicieni și formații de rock, jazz și folk, dar și artiști populari din Cehia. Turiștii se pot caza în casele localnicilor, dar își pot și amplasa corturile în spațiile special amenajate de autoritățile locale. Love Banat! We love Romania and Czech people in Romania. We are banned from this festival and we are going here 10 years. Thank you so much. It's a very good place here. Vă așteptăm următorul an, în continuare, cumva, să fie bine, ok, cu aceleași produse și, ce să zicem, sănătate și vă așteptăm în același program. Veniți să descoperiți sălbăticia. Da, sălbăticia muntelui și... Mulțumim, mehedințul meu! Mulțumim, mehedințul meu! Combinația de muzică cehă cu prelegeri, spectacole, excursii, folclor și diverse experiențe cu etnici cehi face din acest eveniment o întâlnire unică. La eveniment au participat alături de autoritățile locale și cele județene. Prim-președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, prefectul Alin Isuf, secretarul de stat Bogdan Simcea și parlamentarii de Mehedinți Liviu Mazilu și Cornel Folescu. Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu a susținut de fiecare dată promovarea diverselor zone din județul Mehedinți și l-a felicitat pe Tiberiu Pospișil pentru toată implicarea de care dă dovadă și pentru numărul impresionant de turiști pe care îi aduce în județul nostru. Bine ați venit la Banat Fest! Mă bucur că în aceste zile județul Mehedinți este gazda dumneavoastră. Ne bucurăm că avem oaspeți de seamă, începând cu guvernatorul regiunii Liberec. Ne bucurăm că dumneavoastră sunteți atâția în județul Mehedinți. Pentru susținerea comunității cehe din Eibântal am aprobat un acord de parteneriat între județul Mehedinți și regiunea Liberec, care va fi aprobat și la... și în regiunea dumneavoastră, Liberec, peste o lună de zile și va fi parafat și semnat acolo. Acest parteneriat va dezvolta și mai mult acest festival și am convingerea că la anul dumneavoastră veți veni într-o lume și mai mare. Vă urez tuturor sănătate multă, distracție plăcută și vă mai așteptăm și la anul în județul Mehedinți. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a fost prezent la eveniment și a apreciat faptul că, datorită evenimentelor realizate în satul Eibântal, turismul are de câștigat. Vreau să vă transmit un călduros salut atât dumneavoastră, cei mulți, cât și reprezentanților autorităților dumneavoastră din Cehia. Vă mulțumim că ați venit într-un număr foarte mare ca să creați un spectacol minunat aici, în localitatea Eibântal. Ați venit la peste 1000 de kilometri distanță pentru a fi de frații dumneavoastră, lucru care îl apreciem foarte mult și vreau să spun că și noi, autoritățile din România, din județul Mehedinți, sprijinim comunitatea cehă din Eibântal, pentru că prin tot ceea ce fac dumnealor, promovează județul Mehedinți. Autoritățile locale au avut grijă ca în fiecare an totul să fie perfect. Tiberiu Pospișil, fiul al satului, este un om implicat care și-a dorit de fiecare dată ca satul Eibântal să fie pus în valoare și să fie recunoscut pentru tradițiile și frumusețea locului. Ne aflăm la 12-a ediție a festivalului Banat, care are loc la Eibântal. Este un festival de tradiție, este un festival deja foarte cunoscut. Anul acesta participă 1500 de fani din Cehia, care au venit 960, au venit cu trenul, care s-au venit cu mașini personale sau cu autocarul. Sunt 4 zile de muzică, 4 zile de distracție, 4 zile de
plâng în care noi prezentăm toate satele cehești, atât Aibântalul cât și celelalte 5 sate cehești din zonă. Este un moment în care turiștii cehi fac cunoștință cu zona și revin cu altă ocazie ca și turiști să viziteze zona noastră. Cu prilejul Festival Banat s-a organizat tradiționalul târ de produse obținute în gospodăriile țărănești, brânzeturi, conserve de legume și fructe, fructe de pădure, articole decorative pregătite de gospodine. Acest festival a pornit de la ideea inițială de a realiza o acțiune în Banat, care să creeze nu numai oportunități economice, dar de asemenea să ajute la promovarea satelor cehești. A rămas neclintită după atâția ani. Acest festival a devenit de mult punctul central al sezonului turistic din Banat și datorită lui tot mai multe persoane interesate de evenimentele muzicale cunoscute și Banatul în sine. Festivalul are și o limită stabilită de 1500 de persoane, astfel încât să ajute satul și să nu-i dăuneze.